În ultima vreme suntem așa, parcă am intrat într-o buclă, s-au furat păduri, s-au furat fabrici, s-au furat bugete întregi, s-au furat retrocedări. Evident, evident că te întrebi, dar serviciul român de informații, unde era în acest timp? Nu țin toate astea de siguranță națională? Și dacă toate acestea nu țin de siguranță națională, atunci ce doamne apără și păzește ține de siguranță națională? Acesta e și motivul pentru care acum, cu dezinfectanții ăștia diluați, la fel întrebăm. Dar SRI-ul? Vedem că toate dosarele DNA au la final mulțumiri către SRI. Alceva mai face SRI-ul? Să știm! Eci că SRI-ul ăsta i-a informat pe toți încă de acum 5 ani despre faptul că în spitalele românești oamenii sunt omorâți cu bună știință. Da, despre asta este vorba. În momentul în care dezinfectanții nu funcționează, e vorba de crimă. În documentele de informare adresate beneficiarilor legali cu privire la problema infecțiilor nosocomiale au fost prezentate inclusiv aspecte referitoare la calitatea necorespunzătoare pentru dezinfectanții utilizați la nivelul unităților spitalicești din țară. Beneficiarii sunt, enumeră serii, președintele României, premierul, ministrii sănătății, prefecți și președinți de consilii județene, toți cei care au ocupat aceste funcții în ultimii cinci ani. Ăsta e punctul principal al acestui scandal. Am mai urlat noi aici despre următorul lucru, oameni care încalcă legea. Se vor găsi mereu afaceriști care vor să înșele oameni ca să-și mărească profiturile, se vor găsi mereu. Demenți, nenorociți, impostori, criminali, se vor găsi mereu în societate. Important e ca statul, prin instituțiile sale, să intervină de fiecare dată, să-i prindă și să-i condamne pe vinovați. Asta-i a statului. E dacă SRI ne spune că timp de 5 ani a tot înștiințat instituțiile iar instituțiile astea n-au făcut nimic. E o mare problemă. Asta nu trebuie să rămână așa. Trebuie văzut clar unde s-a defectat sistemul. Cine a ascuns problema sub preș? Noi n-avem nimic de ascuns. Și mai e ceva la fel de important. Tu, SRI, tu director al SRI, tu, de fapt nu director al SRI, că nu persoanele contează, tu instituție care te ocupi cu siguranța națională, dacă vezi că timp de un an, de doi, de cinci, nicio instituție nu face nimic, deși tu ai dat toate informațiile, ce faci? Stai ca Vita și nu zici nimic. De ce nu ești public să spui, frați români, avem o mare problemă. Sunteți omorâți cu știința instituțiilor care ar trebui să vă apere. Pentru că vrea, nu vrea, SRI e în slujba cetățenilor, nu în slujba unor instituții ale statului. Instituții care, la un moment dat, pot fi complice împotriva interesului general. Asta e problema SRI. E ca aici, la TVR, unde ăștia nu înțeleg că asta nu e fabrica lor, ci a românilor. Așa e și la SRI. SRI-ul ăsta e al nostru, fraților, nu al generalilor de acolo. Voi lucrați pentru noi, pentru cetățeni. Nu noi lucrăm pentru voi. Știu, pare o prostie ce spun, dar simt că trebuie să spunem asta tare, să o urlăm, că ne-am pierdut cu totul reperele și trebuie să știe fiecare ce are de făcut. Nu, nu am, nu am primit. Uh, uh, am uh, avut o discuție cu domnul director Helvig deja în urmă cu câteva zile, și mi-a uh, promis că îmi va trimite în sinteză, toate elementele pe care le au și am solicitat într-adevăr sprijinul și de hmm. Cioloș spune că el nu a primit nimic că nu știe de nimic. L-a rugat pe Helvig să-i facă o sinteză. Hmm? Un rezumat, așa cum citeam noi la română în liceu, da? În loc de carte, citeam rezumatul și comentariile criticilor. Păi da, că domnul Cioloș n-are prea mult timp de pierdut cu infecțiile astea. E, i-a promis Helvig că îi dă, da, pare om de cuvânt. Să-i trimiteți domnul Helvig, să nu-l lăsați pe om cu ochii în soare, să nu-i dați rezumatul la frații șderi, să-i trimiteți asta cu dezinfectanții, da? Cu frații șmecher din sănătate. Dar Băse, Băse o fi primit informări timp de 10 ani? Știți ceva despre asta? V-a informat SRI vreodată? Niciodată Repet, niciodată în condițiile în care și sănătatea și educația sunt introduse în strategia de securitate națională. Trebuie să știm, trebuie să știți. Nu exclud posibilitatea ca serii să fi făcut informări către instituții conduse de politicieni. Am serioase dubii legate de informarea președinției și încă îmi scotocesc memoria ca să-mi amintesc și nu găsesc. Cu privire la diluarea frauduloasă a dezinfectanților furnizați spitalelor, fie că a fost firma domnului Condrea, fie că sunt alte firme. Bine, de la domnul Băsescu nici nu avem foarte multe pretenții cu privire la memorie. Deci oricât ar căuta prin memoria aia șubredă, nici Băsescu nu-și amintește nimic. Dar e vreunul care-și amintește? Hm? Alo, ăștia! Ponta! Dragnea! A? Nu, eu nu am știut de astea, n-au ajuns la mine, dar sunt absolut convins că au, că au fost trimise și la Guvern, probabil și la Ministerul Sănătății, probabil și la Administrația Prezidenției. Dar în Guvern s-a discutat vreodată această chestiune a informărilor? Adică Eu... premierul cu Ministrul Sănătății de atunci nu. mă gândesc? Nu. În general, informările care veneau din, din aceste zone nu se discutau în ședințele de Guvern. Ie veneau la Ministere, la Ministru, în mod special, și Ministru împreună cu colaboratorii, cu echipa de conducere din Minister, Ministrul, având acele informații la care avea acces, lua decizii sau nu? Dacă ați primit informări Informe de la, la serviciul român de informații, de informații legate de. Nu pretind că mi-amintesc absolut toate informările pe care le-am primit patru ani ca prim-ministru, dar am o ținere de minte bună. Și nu îmi spune absolut nimic în numele acestei firme și această problemă dinainte de momentul apariției în presă în ultimele două, trei săptămâni. Deci nu cred că am primit informări că trebuia să-mi aduc aminte. E posibil să fi fost poate pentru Ministrul Sănătăți sau pentru altcineva. Eu n-am primit nicio, să mor eu dacă am primit, să-mi cadă mustața dacă nu. Dar știți ceva? E la fel de important acum să ne zică SRI și nouă despre ce e vorba. Ok, ați trimis timp de 5 ani 100 de informări. Spuneți-ne și nouă despre ce e vorba. Arătați-le! Noi ce avem? Noi ce suntem în țara asta? M? Pe bune, nu pentru noi cetățenii ne-am adunat aici în statul ăsta numit România? Haideți, domnul Helvi, conferință de presă și spuneți. Am trimis asta, asta și asta, iată-le, la președinție, la parchet, la guvern, la ministrul sănătății. E greu? Nu că dacă nu mor de infecții, mor cu capul în țara asta, de nervi.